1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. My blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. Basketbaliștii s-au transformat în băieți lați. Băieți, e greșit cu voi. Despre ce vorbiți? Max, nici nu te mai recunosc. Acum îți place culoarea roz? Fetelor, comparativ cu băieții voștri, Timur al meu arată oarecum bine. Ce, fetelor, nu vă mai plac băieții la modă? Era un singur Ryan, acum sunt patru. Ce culoare să vă faceți unghiile? Vă putem da sfaturi. Nastia, nu înțeleg, de ce nu poți să te duci să-și ceri scuze? Păi nu pot, Diana, sunt prea arogantă. Nu, eu le explic. Păi, lasă-mă. Atunci, Nastia, ăsta e sfârșitul relației. Nu înțeleg, Nastia, de ce nu poți să-ți ceri scuze? Nu pot, fetelor, dacă mă duc acum să-i cer scuze și el nu mi-acceptă scuzele, atunci ce? Nastia, de ce crezi că te-ar putea refuza? Doar te iubește. Fetelor, de ce stați aici? Bună ziua, profesor Mike. Stăm și noi aici ca fetele, purtăm o discuție drăguță. Da, chestii de fete. E bine, puteți discuta în continuare, dar să nu întârziați la oră. Bine, profesor Mike. Se vede că n-are o stare prea bună azi. Nastia, haide, du-te să-și ceri scuze. Băi, nu. Hai, du-te. Tiramisu. Eu vreau ceai de lămâie. Aoleu, blondă, dă-mi să copiez, te rog. Ce să copiez? Nici eu n-am făcut nimic încă. Fetelor, să încercăm să facem tema împreună. De cât timp ați început să ieșiți? Păi eu doar de ieri. Păi eu, nu te-ai supărat pe noi, nu? Să înțeleg că nici nu pot să mă mai îmbolnăvesc. M-am îmbolnăvit și tu te-ai combinat direct cu Blovatsky. Bine, Iulia, o să mă combin cu o rebelă. Nu, banii vor primi comanda la final. Ați auzit? Hai, calmează-te, Nastia a venit să vorbească cu tine. Ieri ai spus că relația voastră se va îmbunătăți. Oferă-i Nastia câteva minute. Câteva minute, ziceți? Nu pot, sunt ocupat, lucrez. Nu pot. Vedeți, fetelor, ce rușine mie. Vai, cât poate fi de arogant. Lăsați, fetelor, am mai trecut prin așa ceva. Bine, bine. Blondo, apa ta. Stella, milkshake-ul tău. Vă aduc acum și restul comenzii. Mulțumim, Ice. Ice, patru la teuri. Majoretele banii vor fi ultimele servite. Ați auzit, banii? Voi nu mai sunteți primele. Ce ai spus? Nastia, stai, abține-te, nu fi ca ele. Controlează-te. Iana, nu înțeleg ce e greșit cu mine. Îți poți imagina, eu și Ryan ne-am întâlnit de 2 ore azi. Dar trece pe lângă mine de parcă n-aș exista. Ce înseamnă asta? Ce? Știi ceva, Lealea? Liniștește-te, e doar orb și nu poate vedea ce frumoasă ești. Știi ceva, Iana? Ai dreptate. Sunt foarte frumoasă. Am abdomenul plat, picioare lungi și subțiri, părul lung și frumos și nasul ridicat. Iar lui nu-i pasă? Are gusturi proaste? Lealea, n-ai abdomenul la fel de plat ca mine. Da, dar nu asta e ideea. Ascultă, Iana, ar trebui să port ceva strident, să zbor în jurul școlii ca o pasăre colibri. Nu, Lealea, dacă încep să zbori ca o pasăre colibri, sigur nimeni nu o să te observe. Ai uitat? E atât de mică. Să începem cu rimelul. Nu ești machiată la ochi. Așa este, Iana, ai dreptate. Ai tu rimel? Iana, magiciana are de toate. Stai jos. Deci, Costea, noaptea asta a fost un succes. Mișto, dar ce? Am dormit la ea. Mai spune, Emi. Ne-am jucat Minecraft și am mâncat gogoș. Dima, v-ați jucat Minecraft toată noaptea și nu v-ați sărutat niciodată? Da, doar ne-am jucat Minecraft, nu ne-am sărutat. Tu te gândești doar la săruturi. Și tu te gândești doar la Minecraft. Incredibil, fotbaliștilor, nu vedeți că suntem aici? Nu vrem să vă auzim secretele. Fetelor, când fotbaliștii intră, trebuie să vă acoperiți urechile. Nu mai ascultați ce vorbim șobolani. O, fotbaliștilor, plecați, nimeni n-are nevoie de voi. Deci, Iana, ok, deja arăt mai bine, nu? Unde pot să-l găsesc? Lealea, cred că putem să-l găsim la oglinda de la toaletă. Ascultați, băieți, cât timp noi stăm aici, majoretele sunt cu Ryan, vorbesc despre ce culori li se potrivesc la unghii. Smiley, păi, ai văzut că e inutil să vorbim cu fetele. Dacă le interzicem să iasă cu el, ne vor urâ. Și atunci ce putem face? Să ignorăm faptul că sunt mereu împreună și stau acolo? Păi, ascultați, băieți, dacă ne schimbăm și noi... O, nu-mi spune că vrei să devenim ca Ryan. Dar e o idee bună, fetele noastre preferă băieții stilați, deci care e problema? Să fim și noi stilați? Băieți, eu deja sunt stilat, nu e nevoie să mă schimb. Bine, băieți, sunt gata să port un tricou roz, numai să le opresc pe majorete să mai iasă cu Ryan. Așa facem. Hai! Școală, pregătește-te să întâlnești noi băieți stilați!
Gata, fetelor, ăsta e finalul cu siguranță. Azi nu mai există pentru mine. Nastea, liniștește-te. Băiatul doar a vrut să se dea mare. A vrut să se dea mare pentru că era multă lume în cafenea. Dacă erați doar voi doi, nu s-ar fi comportat așa. Bine, Nastea, nu te îngrijora. După ore vei încerca din nou. Sau vrei să vorbesc eu cu el? Nu știu, Diana, nu mai vreau nimic. Bine, gata, fetelor, să ne antrenăm. Trebuie să avem o stare bună. Hai, hai. Nastea, nu fi supărată. Cum să nu fiu supărată? Oh, Ryan, bună, unde mergi? La voi. Ah, noi mergem la antrenament. Ryan, ai o geacă atât de mișto. Merci. Da, ascultă, Ryan. Da, tu vine și din spate. Da, unde l-a tu? Mă duc la manicură în curând. Ce culoare să-mi fac? Nude-ul. Bine, atunci le voi face nude. Ryan, ce ne-am face fără tine? Bine, Ryan, ne vedem la cafenea după antrenament. Ascultă, Ryan, m-am tot gândit. Poate ar merge mai bine o manicură fresh. Merge, da. Ok, ne vedem la cafenea. Să nu bei multă ciocă. Pa-pa-pa. Bună, băieți! Pa-pa, fetelor! Vai, Smiley, vorbești serios? Încă te deranjează? N-am discutat deja despre asta? Am discutat, nu mi-amintesc. Vai, cât timp mai poate fi supărat pe mine? De ce e gelos? Și pe mine mă șochează. Bine, fetelor, să ne antrenăm. Ok, haideți. V-I-C-T-O-R-I-E. Victorie. Banii sunt cele mai tari. Da, băieți, ați văzut ce nervoase au fost? Merită, își vor da seama că nu e bine să iasă cu Ryan. Banii e cool, suntem cele mai tari. Echipa Banii va câștiga. Poți fi mai atent, aproape mi-ai vărsat pe pantalon. Lealea, ce mai aștepți? Du-te să stai lângă el. Nu pot, Iana. Da, nici nu se uită. Lealea, nu se uită la o fată care tușește. Ce? Și dacă vărsam ce? Te duceai acasă să te cureți. Ascultai, doar pentru că ești nou, nu înseamnă că poți fi rău cu mine. Lealea, dacă nu te duci la el acum, mă voi duce eu și îi voi spune că prietena mea îl place. Nu o face, Iana, o fac singură. Bună, Ryan, eu sunt Lealea. Îmi poți împrumuta 5 lei pentru ceai? Oh my god. Bună, ți-aș fi împrumutat, dar plătesc cu cardul, deci nu pot, scuze. Bine, mersi, pa, pa. Lealea, a fost un eșec total. Iana, tu nu te-ai îndrăgostit niciodată. M-am dus la el și am uitat totul. Oh, bună, Ryan, nu? Bună, basketbaliștilor. Auzi, Ryan, ești așa distilat și frumos. Pe scurt, avem nevoie de ajutorul tău. Ai face bine să nu ne refuzi. Asta e, Lealea, am vești proaste pentru tine. Nu mai ai o a doua șansă, basketbaliștii au venit să-l bată. Nu e nimic, Iana. Voi încerca mâine iar. Mă voi pregăti mai bine. Băieți, ce doriți să comandați? Aceeași băutură. Băieți, acum sunteți prieteni cu băiatul pe care îl place Nastea. Băieți, nu o să mai vorbesc cu voi. O, poți pleca, ești rău și cu basketbaliștii. Băieți, cu ce vă pot ajuta? Bună ziua, copii! Mă bucur că ați venit la această lecție. Asta înseamnă că sunt tratați în școala noastră. Da, profesor Mike, dar să nu mai spuneți nimănui asta. Eu nu mă consider o ratată, doar ador să vin la lecțiile extra. Copii, vreau ca toți să-mi spuneți cel mai mare eșec din viața voastră. Ia să aud. Profesor Mike, începeți dumneavoastră. De ce să zicem noi primii eșecurile noastre? Da, copii, aveți dreptate. Vă voi spune cel mai mare eșec. Vă ascultăm, profesor Mike. Profesor Mike, și dumneavoastră sunteți un ratat? Nu, Patrick, nu sunt un ratat, dar eșecul cel mai mare a fost când am decis să dau o petrecere acasă la un moment dat. Profesor Mike, vă plac petrecerile? Profesor Mike, ce s-a întâmplat la petrecere? Am invitat multe fete frumoase, dar una dintre ele era cea mai frumoasă din școală. Nu o să uit niciodată. Profesor Mike, ați sărutat-o? Nu ne-am sărutat, s-a îndrăgostit de fratele meu și acum trăiesc fericiți împreună. Da. Voi ce eșecuri aveți? Profesor Mike, și eu am dat-o în bară. Recent a fost să dorm la o fată și ne-am jucat Minecraft toată noaptea. Poate fi considerat un eșec, nu? Dima, nu v-ați sărutat deloc? Probați că ghiși ce? Nu! Ok, fetelor, voi aveți vreun eșec? Iulia! Da, profesor Mike, a fost un eșec să fiu împreună cu Puiuț. Dar acum am rezolvat problema. Acum sunt cu Brovatski. E bine, Iulia. Ce-ai, profesor Mike? E cel mai mare eșec din viața mea, Piggy. Ești nebun, nu-i spune Iulia așa! Bine, băieți, calmați-vă să continuăm. Stella? Gata, e perfect. Fetele nici nu o să vă mai recunoască. Așadar, majoritele banii au vrut să vadă băieți la modă. Să-i întâlnească acum. Fetelor, venim!
Wow! Ryan, ești un geniu! Profesor, mai că ați văzut, există mai mulți băiestilați în școala noastră. Prea mulți. Gata, nu mai avem basketbaliști? Ascultă, Ryan, poți să mă ajuți și pe mine să fiu așa? Și tu vrei să te fii băiastilat? Haide! Bravatsky, și tu ar trebui să mergi să devii la modă. Nu, Iulia, nu vreau. Merg eu. Patrick, mâine va trebui să porți roz. Bă, Gigi! Să nu te aud, mâine să fii îmbrăcat în roz. Fetelor, ați văzut? Sunt foarte cool. Fetelor, trebuie să începem să ieșim urgent cu basketbaliștii ăștia stilați. Ascultați, fetelor, după antrenament vom merge la Ryan în cafenea și poate vom putea pleca de la ultima oră. Apoi vom merge să ne cumpărăm lac de unghii. Da, fetelor, nu-mi pasă să te aizi. De acum vom merge doar la saloane și la shopping. Numai asta mă fericește. Nancy, ar trebui să citești niște cărți, nu vorbești prea corect. Stop, Knopa, vei începe o ceartă. Knopa, și tu ar trebui să faci niște exerciții pentru picioare, sunt prea slabe. Ok, fetelor, să continuăm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Băi, ce-ai greșit cu voi? Despre ce vorbiți? Max, nici nu te mai recunosc. Acum îți place culoarea roz? Fetelor, comparativ cu băieții voștri, timur al meu arată oarecum bine. Ce, fetelor, nu vă mai plac băieții la modă? Era un singur Ryan, acum sunt patru. Ce culoare să vă faceți unghiile? Vă putem da sfaturi. Ascultați, băieți, noi ne-am combinat cu niște basketbaliști duri. Dar voi ce purtați? Max, nu-mi place sacoașul ăsta. Timur, dă-ți jos eșarpa roz. Fetelor, cred că încearcă să arate ca Ryan. Nu, iubito, dacă mă iubești, mă accepți așa cum sunt. Sunt un băiat stilat. Acum rozul va face parte din garderoba mea. Knopa, te duci să-ți faci unghiile mâine? Pot să vin și eu? Și eu vreau să-mi îngrijesc unghiile un pic așa, da. Asta e răzbunarea voastră pentru că ieșim cu Ryan, da? Puteți să vă schimbați să fiți din nou niște basketbaliști normali, vă rugăm? Max, dă jos șacoașul ăsta, mă enervează! Din câte văd, nu doar ai se dă mare, ci și basketbaliștii voștri. Fetelor, care-i problema? Să ieșim în oraș. La cinema și la shopping. Ascultați, băieți, nu mai e amuzant. Vrem să fim împreună cu basketbaliști normali. Nu cu voi, papagalilor. Să mergem, fetelor. Cum rămâne cu moda? Noi vom fi împreună cu băieți normali, nu cu băieți la modă. Deci nu înțeleg, tocmai ne-au refuzat? Să înțeleg că l-au ales pe Ryan? Timur, au spus că ne iubesc pe noi basketbaliștii. Deci poți să dau jos astea? Nu, trebuie să le dăm o lecție. Băieți, să mergem. Ascultați, fetelor, eu nu voi fi împreună cu Smiley stilatul. Putem să fim doar prietene cu băieții stilați. Fetelor, am încetat să-l mai iubesc pe Max. Bine, fetelor, nu fiți supărate. Ce voiați să facem? Să ne facem unghiile. Da, dragilor, băieții noștri au devenit stilați. Dar până nu sunt din nou basketbaliști normali, nu o să iertăm. Dați like, abonați-vă la canal, apăsați clopoțelul și așteptați noile episoade cool. Ne vedem curând! Pa, pa! Hai să mergem, doamnă bestie!